mă bucur că este domnul primar, sincer mă bucur, și ne poate da un răspuns referitor la strada Calea Doftanei. Dumneavoastră ați spus că va dura mai mult până se începe canalizarea pe această stradă. Și o să încercați să uniformizați strada prin turnarea unui strad de asfalt. Îmi puteți da un răspuns? Mai aveți, puneți și altă, dar... Păi nu, că vă răspund domnul primar acum. Nu am găsit calea de a realiza două achiziții publice pentru calea Doftanei, în sensul de a realiza un strat de beton cu baraze de sub și asfalt și ulterior al doilea strat de asfalt, de asfaltul de ruzură, după ce se va introduce canalizarea, pentru că acolo trebuie introdus o canalizare. De asemenea, trotuarul are un singur strat de asfalt și dacă îl realizăm acum și așa ar fost bine, în momentul în care se realizează canalizarea, el va fi spart. Trebuie să vedem ce altă soluție găsim, poate numai cu strat de beton, pentru că pe așa și borduri. N-am, dar este totuși un singur proiect, trebuie împărțită cumva lucrarea în două părți, în două obiecte. Dacă la strada Plevnei, Păcii și nu mai știu care este, Surfinei, s-a putut împărți în două părți, pentru că erau practic trei căi de comunicații diferite, aici a împărțit o singură lucrare în mai multe părți, este dificil și a face o licitație separată. N-am găsit această carte. În continuare mă gândesc la lucrul ăsta cum să facem, pentru că nu sunt de acord cu conducerea Hidroprahova, care întâi ne-a spus că face licitația în septembrie, după aia ne-a spus lăsați că facem arbitrajul în octombrie, s-a realizat arbitrajul, am înțeles că la arbitraj nu s-au înțeles cu societatea constructoare cum mă așteptam, dacă n-a avut un an de zile să revină societatea și acum ne anunță din nou că vor face licitație. Vedeți că deja licitația asta în septembrie s-a dus, nu știu, să duce către noiembrie și chiar nu înțeleg de ce nu se preocupă Hidroprahova de canalizarea din municipiul Câmpina. Chiar nu înțeleg. Și singura cale de a determina este să orice preț să găsim totuși o variantă de a începe lucrarea acolo. Pentru a-i speria, ce să zic, nu știu ce să spun. Sau pentru a, cum să zic, pentru a-i speria în sensul că nu că nu le mai dăm voie să lucreze, dar că va fi mult mai greu după aceea. Pentru că trebuie să le facă toate straturile pe care le punem noi acolo. Iar pentru cetățeni să le oferim condiții mai bune, pentru că sunt foarte nemulțumiți. Da. Păi ce este domnul primar? Și de acolo, și de pe strada Voina, și de pe strada Bobână. Foarte nemulțumiți. Eu am o scrisoare chiar impresionată din partea unor pensionari. N-am dat o felicitație că nu-mi place să fac telenovele, dar să știți că situația nu e deloc. Da. Plăcută pentru cei care lucrez acolo. Și ultima problemă, avem unele sesizări referitoare la locuințele sociale care nu sunt folosite în totalitate. Vă pot răspunde? Da, vă rog, domnule viceprimar. Am mai avut această discuție și ședința trecută, după care am întâlnit o comisie, am mers la fața locului, am identificat respectivele camere. Unde? În număr de 4 sau 5 locuitori, cred. Da. Care nu au locuitori permanenți acolo, deci mai mult de 3 luni, lipsesc persoane de la domiciliu conform legii, s-au făcut notificări în vedere eliberării conform contractului. Așteptăm. Suntem în faza de notificare. Nu putem elibera forțat, nu putem elibera altfel decât în contract. În momentul când se va elibera prima cameră, primul pe listă va elibera în prima cameră. Mulțumesc. Și eu. Mai avem doar problemă, dar nu consiliere, nu. Nu, asta mi-a spus. Dar la consiliere, niciun moment. Mulțumesc. De-a lungul celor două mandate și în acest an, în cel de-al treilea mandat, am avut
de fiecare dată în lista de manifestări culturale organizarea unui simpozion medical de către o fundație privată. N-am deschis subiectul ăsta la proiectul respectiv de hotărâre, însă aș vrea din partea juriștilor primăriei și din partea domnului secretar un punct de vedere scris în legătură cu legalitatea acordării de către Consiliul Local, având în vedere prevederile legii finanțelor publice locale, a legii 350 privind alocarea de sume pentru fundații, asociații și persoane fizice care desfășoară activități culturale și a codului fiscal, deci solicit un punct de vedere scris asupra legalității acordării astfel de unor astfel de sume fundațiilor private, deci persoane juridice private. În luna mai am adus la cunoștința Consiliului Local și pe aceeași cale executivului că la creșa care aparține de primăria Câmpina nu sunt montate camere de supraveghere și părinții solicită montarea unor astfel de camere. Ulterior am înțeles că și conducerea creșei a făcut un referat pentru achiziționarea de camere de supraveghere. V-aș ruga să vă gândiți la posibilitatea de a introduce la ultima rectificare, dacă mai e posibil, la achiziționarea în acest an de camere de supraveghere pentru creșă. Și ultima problemă, apropo de solicitarea venită de la Spitalul de Psihiatrie Voila, și Spitalul Municipal este pe această listă sinteză, așa cum ați văzut, și la Spitalul Municipal urmează să facă acea extindere și modernizarea spitalului. Nu ni s-a solicitat de către CNI nicio sumă de bani, nici pentru studiul de fezabilitate, nici pentru alte acorduri, avize. La Spitalul Municipal, CNI-ul a spus că inclusiv sumele pentru studiul de fezabilitate vor fi incluse în valoarea pe care CNI-ul o suportă. Deci de aceea Spitalul Municipal nu a venit cu o astfel de solicitare către Consiliul Local pentru o rectificare bugetară. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul consilier Dragomir. Mulțumesc, domnul președinte! Înainte să vă spun doleanțele cumulate de la cetățenii de vini, aș vrea să fac un apel despre iluminatul în această sală. Ar fi bine să prindem un buget. Îl studiem și să îl facem astfel încât să ne vedem mai bine și să fie și mai relaxant, să zic, e obositor. Trec mai departe. Pentru buget, pentru 2017 sau rectificarea următoare. Să se găsească o soluție pentru acumulările de apă pluvială din zona Voila, cred că strada Vânători, sau nu mai știu cum se numea. Este acolo o alveolă, o sinusoidă, așa că ține apă grozav și deranjează foarte tare vreo 3-4 gospodării. Știe, domnul primar, sigur despre ce vorbesc. Cred că era de față când a fost acolo. De asemenea, tot pentru bugetul de anul viitor, asfaltarea străzii Petrolistului. Pe strada Trandafirilor. Vânătorilor nu există. Trandafirilor, da. E undeva așa o... Da, și care se duce în curte la o doamnă acolo și la alții. Bine. Deci, strada Petrolistului și în continuare Oborului și strada Vlahuță, care a rămas săpată după intemperiile canalizării din etapa trecută, de aceea. Tot
pentru bugetul 2017 în zona de sud a erupției, la strada de erupție, este o stradă care ar putea să iasă în strada care dă la Filsam sau la Luxam. Strada aia de câte ori am trecut acolo în toate campaniile, cetățenii ne-au cerut să mai sunt câțiva metri, cred că 20 de metri, 30 de metri. Să oprește așa, e spațiu verde și strada cealaltă să vede. Dacă o să mergeți acolo, să vedeți că e chiar necesar și e bine de făcut. Aș mai vrea să mai pun atât. Problema tinerilor din Câmpina, despre care noi nu vorbim și despre care știu eu că n-au absolut nimic, niciun fel de activitate, cel puțin pe timp de seară, de noapte. Sunt câteva activități de genul ăsta prin comunele limitrofe, unde se duc toți pe acolo și vin în corpunice și mai departe. Să analizeze la Comisia noastră de Cultură ce posibilități am avea să ne ocupăm într-o manieră oarecare de acești tineri. Nu dau soluții. Eu ridic probleme. Noastră le gândiți și le puneți odată. Și vreau să mai vă atrag atenția, să vă atrag atenția asupra trecerii de pietoni de la strada Griviței din preajma sălii de sport a liceului energetic, care este mult, mult prea aproape de intersecție. Și acolo este un pericol enorm și pentru copii și pentru automobili. Deci dacă se poate, depasarea e spre nord, chiar în dreptul intrării la sala de sport. Nu. Deci cea care este lângă intersecție, nu stai aproape la 2 metri, nu e bine. Să o analizeze și dacă se poate, e bine să facă. Mulțumesc și vă doresc spor la Vă mulțumesc. Trecem la următorul consilier. La următorul punct. Da. Mulțumesc. Vreau să vă lansez o invitație. După cum bine știți, începând din luna iulie, chiar am tot insistat pe tema unei discuții serioase. Vedeam procesele de vară ale ședințelor de consiliu local la punct diverse. Pe tema bazinului dacic de not. Suntem astăzi din situația de a expira și prelungirea prelungirii administrării acestui bazin dacic de not. Și chiar trebuie să ne vedem pentru a discuta foarte serios pe această temă. Noi la Comisia am mai abordat acest subiect de câteva ori, chiar și în prezența domnului executivului. Și am lansat de comun acord o alternativă pe care vi l-am mai și expus aici în ședința de consiliu, și anume aceea de a face un arcă de sarcini pentru a da administrare unui privat bazinul sau de a-l ceda la administrare clubului sportiv al orașului. Asta ar fi cele două propuneri care au izvorât în discuțiile noastre. Cert este că săptămâna viitoare, în urma unei ieșiune a unei solicitări din partea executivului, în urmă pe săptămână, prin care executivul solicită un punct de vedere comisiilor de specialitate, intenționăm să avem o discuție serioasă la primărie, în sala de ședințe, cu cât mai mulți dintre dumneavoastră, ca să putem să ducem la bun sfârșit o hotărâre în acest sens. V-aș ruga să vă faceți timp să ajungeți la această întâlnire care va avea loc cel mai târziu, joi. Acum știu că ora e dificilă, poate chiar după amiază trebuie să facem să aibă posibilitatea cu mai mulți dintre colegii mei și să ajungă la această întâlnire. Să faceți timp să veniți și să decidem o dată, să rezolvăm o dată problema asta, pentru că chiar nu se mai poate merge în felul ăsta la bazinul didactic de not. O să primiți, probabil și sigur, invitație scrisă pentru această întâlnire la
sedii primăriei și sper din tot sufletul ca de data asta să fie și executivul prezent, ca decizia să aibă o greutate cât mai mare măsoară. Da, domnul consilier Dima. În conformitate cu articolul 8 din legea 393/2004, respectiv statutul aleșilor locali, și cu articolul numărul 64 din regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, vă rog să efectuați demersurile necesare pentru a primi fiecare consilier local câte o legitimație de consilier local, întrucât eu am avut probleme înainte de a avea și acea insignă. Mulțumim foarte mult pentru acele insigne, dar nu sunt de ajuns pentru activitățile atunci când avem, suntem în direct contact cu cetățenii. Da. Dacă îmi permiteți referitor la această solicitare, nu este niciun fel de problemă, avem formularele pregătite, doar la serviciu personal trebuie să vă prezentați cu o poză. Am înțeles. Format buletin. Bun. A poliției. Vă mulțumesc. Am o singură întrebare, în necunoștință de cauză, dar poate fi o soluție. Am auzit odată la domnul primar că putem să forțăm nota vis-a-vis de asfaltările acestea la străzile care trebuie să asfaltate, care adoptate. Nu putem să facem, să hotărâm aici, să facem, să pornim lucrările de reabilitare știind că prin lege cei care vin după aceea să sape și să facă lucrări sunt obligați să aducă șoseaua la stadiul la care au găsit-o în momentul în care au început să facă lucrările. Nu există această posibilitate să ne forțăm mâna să ceapă? O să primim un răspuns. Probabil că domnul Iter, dar dacă îmi prindeți ce-au răspuns cu puter, dar dumneavoastră ați văzut vreo stradă prin Câmpina pe care s-a făcut un brașament și la care după refacere are o suprafață perfect plană și nu te mai zunce la mașina când treci pe acolo, eu nu prea am văzut. Este vreo ce s-a făcut, făcute canalizarea, mă gândeam că dacă intră o Bracova 10 ani, nu o să facă canalizarea, noi ne ascundem în spatele faptului că nu putem face, că o să facă Hidro Bracova și nu facem. Măcar uniformizare, un strat, domnul primar, așa cum se trebuie. Da, a fost o întrebare dacă se poate sau nu. Mai e doamna Ana și doamna Ana. Pentru că ce vreau să vă spun se leagă și de ce a spus domnul consilier Băchia mai devreme, este Hidro Prahova. Am primit din partea executivului via aparatul de specialitate al Consiliului Local o adresă prin care comisia se dă așa o sarcină să analizeze posibilitatea și să propună ieșirii din municipiului Câmpina Consiliului Local din calitatea de acționar la Hidro Prahova. Lucru ușor de zis, foarte greu de făcut, dacă nu aproape imposibil. Dar pentru a fi un acționar activ care își vrea să știe ce se întâmplă cu participarea lui la capitalul social al Hidro Prahova, având în vedere că deținem 8,4, nu știu cât, deci mai mult de 5%, conform prevederii legii 31, un acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social al unei societăți poate să solicite Consiliului de Administrație convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor cu o ordine de zi pe care o indică. În condițiile în care Consiliul de Administrație are obligația conform legii în 30 de zile să convoace. Dacă nu convocă, adunarea generală, acționarul are posibilitatea să adreseze unei instanțe care să dispună convocarea adunării generale cu acea ordine de zi. Pentru a-i irita, a-i trezi, a cel puțin ce vor să facă. Pentru că eu înțeleg, cel puțin eu, nu știu ce fac. Fazare, defazare, refazare, nu știu, este adevărat, nu este adevărat. Cum stau cu fondurile? Da, defazarea aia ne-a prins, că e super defazare. Și am scos de pe Registrul Comerțului un certificat constatat cu privire la acționariatul acestei societăți. Am constatat că după Consiliul Județean, care are 80 ceva la 100, suntem cel mai mare acționar
Și, de exemplu, am constatat că, virgulă, Comuna Bănești are aport la capitalul social al acestei societăți 100 de lei și acolo, din câte știu eu, lucrările de canalizare s-au terminat, s-au făcut, nu au fost probleme. Și Câmpina, care are 100 de lei, reprezentând 0,401, nu știu cât. Atâta reprezintă aportul Comunei Bănești la capitalul social al Arhidro Prahova. Asta ca să dau un exemplu. Nu mai m-am uitat și ce alte localități au fost prise în acest proiect de canalizare, unde s-a finalizat cu bine. Probabil că nu la Comarnic ar fi trebuit să mă uit, acolo nici nu m-am uitat, că știam despre ce-i vorba. Deci aș propune să hotărâm, la fel să aprobăm de principiu, ca aparatul de specialitate. Respectiv, domnul Olărașu, care este și membru, care va fi membru la să solicite, să ne prezintă nouă acel proiect de convocator și noi, Consiliul Local, ședința următoare, să dăm acordul de principiu ca să se trimită din partea Consiliului Local această solicitare către Hidro-Prahova de convocare a ACA cu o ordine de zi. Sugerez ca un punct de pe acea ordine de zi să fie analizarea stadiului acestui proiect cu privire la Câmpina, că asta ne interesează pe noi foarte tare. Pentru că ei fac rapoarte de progres, am văzut atât cât am putut, că au publicat din 2012, nu mai publicat, s-au mai publicat pentru 2015 două hotărâri de AGA și în 2016 la fel două. Hotărârea de AGA din 2015 era exact aprobarea raportului de progres cu privire la proiectul ăsta cu canalizarea. Aceste rapoarte de progres s-au aprobat în AGA, ele ar fi trebuit să fie și la noi. Pentru că, normal, acționarilor se distribuie materiale. Nu știu, sunt, nu sunt. Că așa am putea ști ce au fost, până unde au fost, cum au fost, câți bani au decontat, câți li s-au plătit, câți au de dat înapoi dacă nu finalizează, ca să știm măcar unde suntem. Trebuie să începem de undeva, să facem ceva, ca să putem să ne... să mergem pe ideea asta că vrem să ieși. Pentru că nu poți să ieși dintr-o societate decât printr-o înțelegere cu ceilalți acționari care îți plătesc ție acțiunile, valoarea acțiunilor, le cesionezi, dar se pune problema că trebuie reziliat și contractul de administrare al, nu? Există un contract de delegare de gestiune, deci concomitent ar trebui și acel contract reziliat. Iar mai există o posibilitate să ieși și să-ți iei totul înapoi fără să îți gestionezi părțile, acțiunile. De fapt, tot asta e, tot cineva trebuie să-ți le plătească sau reduce capitalul social în condiții, pentru grave neînțelegeri între acționari care duc la imposibilitatea funcționării societății. Trebuie să provocăm măcar grave neînțelegeri ca să putem să mergem mai departe. Așa este foarte simplu să faci un sondaj în presă, să pui, sunteți de acord să ieșiți? Da, toată lumea e de acord, că nu ne convine ce se întâmplă în Câmpina. Mai că ieșirea asta are multe etape de parcurs și care ar trebui bine gândite. Asta este o problemă legată de Hidro Prahova și aș mai avea o problemă pe care noi, Consiliul Local, am provocat-o prin aprobarea unui proiect de hotărâre în care solicitam școlilor din Câmpina, unora și ceilor, să pună la dispoziția grupului sportiv gratuit sălile de sport. Ok, aceste săli de sport nu se pot pune gratuit la dispoziția grupului sportiv decât prin încheierea unui parteneriat. Până în ziua de astăzi nu s-a încheiat niciun parteneriat, grupul sportiv nu a făcut niciun pas în acest sens, dar a făcut niște pași în sensul că își trimite pentru antrenament, deja acolo, nu știu, fotbaliști, basket, eu vorbesc de liceul Grigorescu, unde sunt pentru Consiliul de Administrație, la niște ore, la care acea sală de sport este ocupată printr-un contract de închirie. Eu am recomandat, deși m-am aflat cumva într-un conflict, că data trecută am votat această, sau când a fost această hotărâre, am recomandat conducerii școlii să facă o adresă către primărie sau cine i-a trimis, pentru că aveau acel proiect de hotărâre trimis și atât, în care să spună că dați de acord, dar să se încheie acel parteneriat
altfel nu se poate face ce facem noi acum, mergem cu japca acolo și dăm copii afară, ăia care se antrenează sau sunt, joacă fotbal sau altceva, plătim chirie. Și punctul 2, programul. Având în vedere că aceste săli de sport se pun la dispoziția clubului sportiv gratuit, programul trebuie să-l facă școala pentru clubul sportiv, deoarece școala are încheiate niște contracte de închiriere cu niște ore. Mi se pare corect, de acolo încasează niște bani. Mulți, puțin câți ori fi, ia niște bani. De la clubul sportiv nu ia niciun ban. Ok, este de acord să ajute și clubul sportiv, dar în anumite condiții. Deci va transmite programul cu orele, cu zilele, când este liberă sala, cel puțin Grigorescu așa va proceda, și va invita clubul sportiv să meargă să încheie acel parteneriat, contract de parteneriat. Mulțumesc!